În viața consilierei din satul Dolna, eroina campaniei Liber să crezi în tine de la TV8, s-au produs schimbări importante. Diagnosticată cu scolioză de mică, boala care i-a afectat mersul, dar și creșterea, Elena Crâșmare a suportat recent o intervenție complicată. Datorită acesteia, diferența dintre lungimea picioarelor s-a redus de la 10 cm la 2 cm. De altfel, tânăra a așteptat acest moment timp de 12 ani. Deși operația a avut loc la o clinică privată, o bună parte din cheltuieli a fost acoperită din fondurile publice. Așa urca scările de la primărie consiliera Elena Crâșmare vara trecută, din cauza că piciorul stâng era mai scurt, cu 10 cm. Deplasarea era o adevărată provocare, dar și o mare durere. De o lună însă, chinurile ei au rămas aproape în trecut. A suportat o intervenție chirurgicală complicată, în urma căreia aproape că a reușit să atingă pământul cu piciorul afectat. A treia zi, chiar după intervenție, m-am sculat pe picioare, unde am făcut primii pași și am pus piciorul în sfârșit. Pe podea și am spus că pot să sâmb pământul cu piciorul după 12 ani. Elena a așteptat această intervenție timp de 12 ani. Spune că din cauza complexității cazului, dar și a stării ei de sănătate, medicii ezitau să o opereze. Însă a avut noroc de medicul ortoped Gheorghe Croitoru, care după ce a consultat-o, a decis să se implice. După ce endoproteza de șold a venit în țară, a fost planificată intervenția. Aceasta a durat 3 ore și a fost un adevărat succes, spune tânăra. A fost capul este din ceramică, ca să fie mai ușor de a mă pleca și acele intervenții din copilărie care erau nereușite și îmi duceam acea durere și acel picior care era scurt cu 10 cm, deja a ajuns la 2 cm diferența și doar, da, e îmbucurător. Cei 2 cm au rămas din pricina coloanei, că este nu într-atât de dreaptă. Totuși, pentru a se deplasa cât mai independent, Elena încă are nevoie de proceduri medicale, precum ședințe de kinetoterapie, care nu sunt dintre cele mai ieftine. Își va acoperi o parte din cheltuieli din donațiile financiare care s-au strâns pentru cazul ei. Până atunci însă, își antrenează picioarele pe cărarea din grădină. Încerc să-mi antrenez sportiv piciorul, ca în sfârșit, cât mai degrabă, după 2-3 luni, acel vis mult așteptat să devină realitate de a arunca aceste bastoane. Își antrenează nu doar picioarele, dar și mâinile, împletind mărțișoare. La fiecare sezon reușește să producă în jur de 2000 de mărțișoare, iar de clienți nu duce lipsă. Vor ajunge la o doamnă primar din Ninoi, care duminică va veni să le ia, și cei de la Promolex deja le-au ridicat. Nu au avut preferințe, dar aceștia au fost cei mai preferați. Și dacă unele lucruri le poate rezolva în pofida dizabilității fizice, sunt și din cele în fața cărora este neputincioasă, deocamdată, cum ar fi drumul din fața porții. De frică să nu lunice și să-și facă și mai mult rău, Elena evită să iasă din curte, dar este nevoită uneori, mai ales atunci când la primărie se desfășoară ședința Consiliului Local, ca și în ziua în care am filmat noi. Am făcut-o și pe asta. Deci aici drumul ăsta este destul de strașnic. Când ajung aici ai impresia că e iazul. Elena Crâșmare a devenit consilieră locală în urma alegerilor locale din 2019. Aceasta a candidat ca independentă. Potrivit datelor oficiale, ea se numără printre cele 9 persoane cu dizabilități din toată țara care au devenit consilieri locali. În cei aproape 2 ani de mandat, datorită insistențelor Elenei, în satul Dolna au apărut câteva rampe de acces spre cele mai importante instituții publice și a fost renovat oficiul medicilor de familie. Iar proiectele nu se termină aici. Însă, pentru aceasta, are nevoie de ceea ce visează toată lumea, cât mai mult sănătate. Sper că în timp apropiat să mă recuperez și acel vis într-adevăr să devii realitate și să pot alerga mai repede decât alerg și să fiu de folos satului meu natal.